important din USR Plus. Vine să discutăm despre asta în doar câteva momente aici în platoul Actualitatea. Tot astă seară despre chestiunea din ce în ce mai spinoasă, mai dureroasă a facturilor la energie. Guvernul promite niște măsuri de sprijin. O să încercăm să vedem în ce măsură ele se pot dovedi eficiente și în cât timp și pentru cine. Totul astă seară la Actualitatea. Începem chiar acum. Pentru că vorbeam de transporturi, riscăm să rămânem aparent anul acesta doar cu 4 km și jumătate noi de autostradă. E ceea ce spune Compania Națională pentru Autostrăzi și Drumuri și Infrastructură Rutieră. Asta deși în urmă cu o săptămână fostul ministru Cătălin Drulă vorbea de 70 de km de drumuri noi de mare viteză. Acest număr riscă însă să rămână doar un vis, spun cei de la CNAIR, pentru că terminarea lucrărilor ar depinde de vremea de afară. Am turat motoarele la maxim pentru ca anul acesta să fie terminate proiectele A10 Sebeștur, dar mai lipsește lotul 2. Se vor deschide anul acesta ultimii 29 de km și autostrada va fi completă. Mobilizarea în teren e bună, monitorizăm zilnic constructorul. Pentru mine orice zi în care se poate circula mai repede pe o parte de infrastructură rutieră, pe o bucată de autostradă sau un pasaj, e o zi importantă. Cătălin Drulă se lăuda în momentul plecării de la Ministerul Transporturilor că a turat motoarele la maxim pe șantierele din țară. Această turare se traduce însă printr-o cifră ridicolă, 4 km noi de autostradă în 2021, sau mai exact 4,5. Este vorba despre un crâmpei de drum dintre Ungheni și Târgu Mureș. Este singurul tronson de care suntem siguri, pentru că restul, promise de Cătălin Drulă, rămân sub semnul întrebării, spun cei de la CNAIR. Am deschis nodul de mare viteză de la Sebeș între A1 și A10, fără panglici, normal, cum se face, suntem în serviciul oamenilor, toate sunt în termen, le monitorizăm zilnic, o fac chiar personal și acest lot va fi livrat anul acesta. Ungheni Târgu Mureș, un sector din autostrada A3 de 10 km, jumătate autostradă, jumătate drum de legătură, nu avem probleme acolo, se avansează foarte bine și va fi terminat în termenul contractual. Un șantier de care suntem foarte, foarte mândri este Slatina Balj, drumul expres dintre Craiova și Pitești. Suntem undeva la 90%, chiar peste 90% cu lucrările. 1700 de oameni, 400 de utilaje, jos pălăria în fața lor, ce fac oamenii acolo este absolut impresionant. Și merge către finalizarea anul acesta. Cele trei bucăți de autostradă pe care miza fostul ministru al transporturilor ar avea o lungime de 72 de kilometri. Cei de la CNAIR spun însă că toate tronsoanele visate de Drulă au ca termen de finalizare anul viitor, nu acesta. Cu alte cuvinte, planurile fostului ministru depind de bunăvoința constructorilor. Ministrul interimar Dan Vâlceanu a anunțat că a cerut o analiză a situației lucrărilor din țară. România stă cel mai prost la capitolul infrastructură rutieră din toată Europa. Avem doar 900 de kilometri de drumuri de mare viteză. În schimb, suntem pe primul loc la numărul de morți pe șosele. Fostul ministru al transporturilor, Cătălin Drulă, bună seara! Bună seara! Discutăm despre asta pentru că e o discuție în toi printre cei de la PNL care spun două lucruri. Unu, că toate proiectele astea, de fapt, despre care ați vorbit dumneavoastră în timpul mandatului, au fost începute în covârșitoarea majoritate de fostul ministru liberal Bode. Și doi la mână, pentru că se poartă o discuție în legătură cu renegocierea portofoliilor în caz că vă întoarceți în coaliție și PNL-ul ar vrea să păstreze, spun cel puțin doi lideri importanți din PNL, ar vrea să păstreze el Ministerul Transporturilor. Așa că hai să le luăm pe rând și să ne uităm la neconcordanța asta ce ne-a ireu, sigur, aflat acum în subordinea acestui guvern din care nu mai faceți parte. Vine și spune, domnule, stați că nu e chiar așa cum zice fostul ministru, 4 km și jumătate, la asta ne putem aștepta. Unde e adevărul? Păi, prima dată adevărul este, din tot ce știu eu, puteți să-mi dovediți în timpul emisiunii că nu e așa, este că nu aparțin CNAIR aceste declarații, ci aparțin unui consilier al premierului Câțu, care, aici e foarte caragialian un pic, trebuie să vă spun situația. Omul ăsta este consilierul lui Câțu de 20 de zile. Ce funcție a ocupat înainte de aceste 20 de zile? Director de implementare proiecte de autostrăzi la CNAIR. Deci era directorul adjunct, unul dintre, sunt doi sau trei directori adjunct, cel care se ocupa fix de aceste proiecte. După 20 de zile din care nu mai e în funcția în care se ocupa de proiectul ăsta, a descoperit că ar fi niște probleme. Nu, adică e un pic ce ziceți dumneavoastră, stați ca să o lămurim. E așa. Dacă mă lăsați să o lămuresc, să știți. Păi nu, ca să înțelegem bine ce ne sugerați. Ne sugerați că respectiva persoană
confruntată cu imposibilitatea de a se ocupa de proiectele astea, a preferat să vină și să spună, domnule, nu se pot face, dar nu din vina mea sau a CNAIR, ci din vina fostului ministru. Nu, nu, înțeles corect? Partea caragelian este că omul care se ocupă de proiecte declară, asta a fost la o conferință ieri undeva, a fost o conferință a constructorilor și a dat câteva declarații acolo, declară, trebuie să vedem ce e acolo, să facem o investigație. Deci omul care se ocupa de aceste proiecte, mă rog, pe baza unui concurs câștigat anul trecut în august, la care, adică la care trebuia să se ocupe de ele, ziceți că nu s-a ocupat și acum încearcă să caute niște... Nu, proiectele sunt ok și că e multă, foarte multă minciună în această declarație. E un mic truc politic. Ce să zici acum, că a făcut bine... cel dinainte, domnule, sunt niște probleme, trebuie să investigăm, după care dar magic... Dar ce n-ar zice bine, domnule Drulă, că a făcut bine cel dinainte? Haideți că acum... Premierul Câțu... Asta o spunem așa, un pic retoric, nu? Că mi-ați început direct, eu, de interlocutor, mă imaginar, în momentul ăsta e PNL în seara asta, înțeleg, mi-a spus ce declară PNL despre mine, ați început cu ce spun ei. Bun, eu cred că faptele... Dar declarațiile lor nu sunt imaginare, să nu ne înțeleagă lumea, da, că și declarațiile lor sunt ale lui Rareș Bogdan, ale lui Robert Sighiartău, ale altor lideri, ale unor oameni din echipa aceasta care a paralizat-o pic România în campania lor electorală, sunt declarații electorale, le iau ca atare. Bun, Sebeș Turda, lotul 2, ca să vorbim concret, că mi-e place despre autostrăzi și despre asta să vorbim la obiect. Sunt 29 de kilometri care se vor termina anul ăsta. Trebuie cineva să fie foarte, foarte rău intenționat ca să nu se întâmple asta. Și sunt la 98%, mai sunt depus parapeții mediani, foarte puțin strat de uzură, în sfârșit se închide autostrada Sebeș-Turda. Bineînțeles, cu acest truc retoric de care vorbeam, va fi ceva de genul, am descoperit că sunt niște probleme cu proiectele lăsate de Drulă, după care peste o lună, prin eforturile noii echipe, sesizați un pic ironia, aceste proiecte vor fi puse pe roate și graua moștenire va fi înlăturată. Da, mă rog, eu nu mă opresc în trucurile astea politice. Bun, apoi, da, e important alte sectoare despre care e important să vorbim. Pasajul Mogoșoaia, un proiect care, într-adevăr, are ca termen contractual prost lansat în 2017 licitația, cu 2 ani de execuție la un pasaj relativ simplu, are ca termen contractual aprilie 2022. M-am implicat personal în discuția cu conducerea firmei austriece care execută acolo. Le-am spus că e vorba de brand, că e super important pentru noi și am anunțat încă din aprilie, ca să vedeți că nu prea mă înșel cu termenele, data de 1 octombrie pentru inaugurare. Tocmai se fac ultimele retușuri și pe 1 octombrie va fi deschis acest proiect, împreună și cu refacerea zonei dintre DN1A la Mogoșoaia și Otopeni. Alte proiecte care sunt pe curs de finalizare, varianta de ocolire Mihăilești de 3 km care este pe finalizare. Avem varianta de ocolire Satul Mare, sunt 19 km, se vor termina fie 16 în cei 19, fie toți 19. Avem acel proiect despre care vorbeam, care este impresionant, Craiova-Pitești, tronsonul 2, Balș-Slatina, este șantierul de care, alături de podul de la Burila, ar trebui să fim cei mai mândri, pentru că e o forță extraordinară acolo. Oamenii sunt la peste 90%. Evident, da, rămâne o mică margine dacă reușesc în două zone critice, la Olt și la Olteț, să închidă, dar lucrurile arată bine, spun eu. Apoi, cei 4,5 km sunt de fapt 10 la Târgu Mureș. Sunt 4,5 km autostradă, 4,5 drum de legătură cu două benzi pe sens. Avem la Giurgiu o variantă care pleacă din Vamă. Avem în sfârșit o intrare civilizată pe 4 benzi cu drum expres de 6 km, unde începe turnarea de beton pe 20 septembrie. Da, unele lucruri pe care le-am lăsat s-ar putea să fie deraiate. Chiar astăzi am aflat că nu s-au depus ofertele la acel sector de la Chețani, din autostrada A3 Transilvania, pe care l-am găsit mort complet, avea în 6 luni 1% progres. Eu am avut eleganța să nu vorbesc despre lucrurile astea, să mă concentrez pe ce las în viitor. Am reziliat într-un final, după niște bătălii juridice de contract, l-am scos la licitație, astăzi trebuiau să depună ofertele, am aflat că s-a mai amânat încă 10 zile, se pare că cineva a uitat să depună niște clarificări. De ce ar deraia cineva intenționat lucrurile astea, până la urmă... Ai zice, domnule, indiferent cine le face, capitalizează de pe urma lor inevitabil, da, și atunci dacă le pui pe pauză, ok, nu câștigă nici Drulă că a plecat, dar nu câștigă nici cine e acum interimar sau cine va fi în locul lui Drulă pe viitor sau mai știu eu ce.
Ca să nu mai zic că nu câștigă România, că asta deja e de la sine înțeles și probabil că nu interesează pe multă lume. E o întrebare absolut validă și vă răspund imediat la ea, dar aș vrea să zic că nu se face asta ca cineva să oprească intenționat, dar mi-aduc aminte de un exemplu din istoria asta, mă uit de 10 ani la infrastructură. În 2012, Victor Ponta a preluat puterea prin acea schimbare din la 1 mai 2012, a venit USL-ul la putere și erau foarte multe proiecte pe cale să fie terminate, la care se lucrase. Știu sigur vreo două proiecte care au fost amânate vreo două luni ca să nu fie prea curând după ce preluasele de la ceilalți. Deci s-a mai întâmplat în istorie, politicienii sunt în stare și de asta. Nu vreau să acuz asta a priori, dar se poate întâmpla altceva, nu neapărat din intenție, ci pentru că nu mai există neapărat competența acolo. Eu aveam un secretar de stat extraordinar, Horațiu Cosma, colegul meu, care a urmărit zilnic proiectele astea. Am lucrat cu el și în 2016 în Guvernul Tehnocrat. Un om super pasionat și respectat de toată industria, un tânăr, are sub 30 de ani. Și care se asigura că lucrul ca astea de astăzi, că uită cineva să trimite clarificările și că se mai amână 10 zile de punere de oferte, nu se întâmplă. Asta și încă câte 100 de farfurii ținute în balans. Bun, acum ministerul într-o perioadă de tranziție, poate că unele din aceste sincope sunt justificabile. Sper să nu afecteze proiectele prea tare, pentru că erau multe lucruri pe care le aveam în derulare. Sunt diferite faze. De la asta vă răspund și la întrebarea cealaltă. Infrastructura e prin esență un proiect multianual. Să știți că și partidul celălalt, PSD, spune că toate proiectele la care se lucrează sunt ale lui Cuc. Deci sunt ale lui Cuc, ale Bode, toate. Deci nu sunt ale nimănui, de fapt. Important este când ești în această poziție. Păi nu, da, iertați-mă, aici e o nuanță totuși. Dacă cineva reușește să urnească niște lucruri și să livreze la finalul anului un bilanț, nu-l măsor neapărat în kilometri de autostradă realizați, dar un bilanț în materie de transporturi mai bun decât al predecesorului său sau mai bun decât al celui care urmează să vedem la anul viitor ce a făcut, totuși se poate lăuda că e un ministru mai bun decât ceilalți, nu? Și atunci aici are de fapt o substanță PNL-ul substanță... când zice domnule, le-a început multe bode. Majoritatea acestor proiecte despre care am vorbit sunt licitate, exemplu proiectul Sebeșturi, dar e început în 2014, de 6 ani în execuție. Proiectul din de la cei 4,5 km, care sunt de fapt 10, este licitat în 2016, pe vremea guvernului Cioloș. E proiectul lui Cioloș? Nu. Infrastructura are termene lungi, de 4, 5, 6, 7 ani. Tocmai de asta n-a fost ofertant politic pentru politicieni de-a lungul timpului la acest minister să așeze lucrurile. Foarte multe din lucrurile pe care le-am făcut nevăzute sunt lucruri care o să aibă efect peste 3, 4, 5 ani. Iar pentru mine asta e o bucurie interioară. Nu mă interesează să fie agățată cu clopoței. Dar lăsând asta la o parte, natura multianuală și că multe lucruri se văd după, sunt foarte mândru de bilanțul, n-aș ști ce al meu, că politicienii prea mult se pun pe în fața unei echipe. Că de fapt eu am reușit să convinc niște oameni extraordinari să vină alături de mine în proiectul ăsta și asta se traduce și în cum au progresat aceste proiecte în acest an și în proiectele noi lansate, atâtea licitații lansate și în cele închise și contracte semnate, nu știu cum ar fi, Craiova-Pitești lotul 4, unde sfârșit am dus la sfârșit, că am deblocat acest ghețan de care vorbeam cu depunerea astăzi, sau Lugoj-Deva lotul 2, care iarăși era înghețat, era lăsat într-un o decizie arbitrală, sectorul cu tunelurile pentru urși. Vă pot vorbi despre fiecare în parte, pentru că eu chiar sunt pasionat de domeniul ăsta și dinainte de politică. Și pe noi, în acest mandat de 259 de zile, am calculat astăzi, ne-a interesat efectiv să ducem lucrurile astea înainte să le vedem realizate. Mai puțin mă interesează declarațiile politicienilor. Acum, știți cum e și la PNL. Eu nu văd de ce văd ei totul ca un joc de sumă zero. Dacă un ministru de la USR care este bine, înseamnă că pierde undeva PNL. Până la urmă, dacă chiar am fi la fel, așa de buni și USR și PNL, presupun că într-un viitor ar trebui să ajungem... Părerea că nu e vorba despre asta, domnule Drulă, pentru că asta începusem să spun ceva mai devreme, că premierul Câțu la un moment dat vă asuma cu toate reușitele, asta se întâmpla în urmă cu câteva luni, când încă nu era scandalul ăsta. Și încă nu începuseți, mă rog, să-i adresați diverse critici deschise în spațiul public, moment în care spunea, sau mă rog, nu spunea de rău, părea că spune de bine sau în orice caz asumă, achesează la ceea ce declarați dumneavoastră că s-a reușit în guvernul ăsta. Adică optica părea, ok, câștigăm toți în această guvernare, cum ar fi normal. După care au venit episoadele alea în care ați început să nu vă mai înțelegeți, a venit demiterea lui Voiculescu, au venit niște frământări din astea și niște foieli nervoase și din partea dumneavoastră la adresa premierului, care au culminat, sigur, cu declarațiile din ultimele luni, că l-ați făcut în toate felurile și probabil că nu i-a picat foarte bine. Aș pune un pic lucrurile în altă ordine, dacă îmi dați voie că am ascultat cum le-ați prezentat.
noi, cei de la USR Plus, am plecat într-adevăr în guvernul acesta ca într-un proiect de construcție. Și chiar și premierului Câțu, la început, în primele săptămâni, a spus: Florin, hai să facem împreună lucruri, noi vrem să ne vedem de domeniile noastre, în fine, să facem o echipă. Deci asta a fost, și vă spun că sunt un lider al partidului, noi niciodată nu am avut altfel de discuții. Hai să avem grijă, să vedem cum îi ciobim pe cei de la PNL sau pe Florin Câțu și așa mai departe. Din păcate, atitudinea premierului s-a degradat accelerat și rapid. Prima criză majoră a fost aceea demitere intempestivă a ministrului Vlad Voiculescu, dar semnele erau un pic dinainte. Și pe fondul a ceea ce începusem să vă spun înainte de întrebarea noastră, adică a unei viziuni de joc de sumă zero. Dom'le, dacă ăștia de la USR fac treabă și ies bine, pierdem noi de la PNL. Ori eu pe termen lung, și aici vreau să vă spun o chestiune de viziune, că dincolo de jocul ăsta cotidian de politică, există și un termen lung. Aș zice așa că dacă PNL are ofertă diferită de a noastră, întotdeauna o să existe PNL și USR cu electorate diferite. Păi programul de guvernare nu e oferta voastră comună, dumneavoastră este, comună? Este oferta noastră comună. Dacă la un moment dat am fi într-un la fel, nu știu, am ajuns la o fuziune peste 5 ani sau 10 ani, deci e păcat că îi văd lucrurile în felul ăsta și asta cred că vine un pic și din niște presiune al unui sistem care s-a obișnuit să lucreze clientelar, de sus în jos și cu distribuție de resurse de la centru. Deci presiunea e foarte mare pe distribuție, cum este acest program, acest PNDL 3, abuziv i s-a luat numele. Mă gândesc că în România și după 100 de ani poți să faci lucruri bune pentru țara ta și vine cineva și ți-a numele și îl dă la un program de asfaltat. Nu va deranja că Angel Salini, un geniu felul lui în ale infrastructurii folosit... Haideți să vă spun ceva. Eu se urcă la minister pe scări până la etajul 1, este chiar un colț acolo amenajat de cineva dinaintea mea dedicat lui Angel Salini. Există un birou de lucru, niște artefacte care au aparținut, un tapet cu podurile faimoase de la Cernavodă, Fetești. Și văd zilnic, adică imaginea acestui om. Da, mă deranjează că e folosit în felul ăsta și pe de altă parte mă deranjează un pic că, v-am spus, e ceva așa, că și la 100 de ani după ce ai făcut niște lucruri bune, rele, poate să vină cineva și să-ți folosească mâna buții. Da, în fine, asta e alegerea lor. E o chestie de branding, de... Bun, revenind la ce spuneam, din păcate, cred că aici e o diferență mare în a vedea politica ca pe o redistribuire de resurse exclusiv pentru oameni, pentru posturi, pentru linii de finanțare, pentru așa mai departe. Și aici lucrurile s-au exacerbat extraordinar în campania electorală din PNL. Premierul Câțu a luat guvernul ca pe o anexă la campania internă pe care o face. A manifestat ostilitate fățișă și ne-a blocat, și mie mi-a blocat proiecte. Am discutat cu dumnealui începând din mai despre problemele din calea ferată, despre necesitatea de finanțare. Ce înseamnă că v-a blocat proiecte concret? Concret, e vorba de finanțările din bugetul de stat. Am avut, în fine, sunt chestiuni destul de tehnice, dar există o zonă de 10% a bugetelor dedicate fiecare axe, de exemplu axa feroviară din bugetul de stat, care trebuia deblocată până la 30 iunie. La ministerele PNL s-a putut, la noi nu. Memorandumurile pentru ajutorul de stat pentru pierderile suferite din cauza COVID, care se trimite apoi la Comisia Europeană, pe care toate statele membre și le-au făcut aceste aplicații pentru ajutor de stat compatibil pentru CFR Călători, mi-a fost blocat aproape până în momentul în care am ieșit din guvern. Până la urmă, cu o ședință înainte, a fost aprobat. În rectificarea bugetară lucrurile s-au prezentat fals. De altfel, acolo era un conflict de logică foarte ușor sesizabil. Când spui cuiva, păi tu de ce ceri bani că n-ai execuție, înseamnă că pui o lipsă de încredere că ar putea cheltui banii. Tu oricum îți ajung banii pe care i-ai. Ori dacă era așa situația, nu mai aveai o problemă că se cer bani în plus. Adică nu poți fi amândouă simultan adevărate și faptul că îți ajung banii și că vei cheltui prea mulți bani. Era evident o situație că nu ajungeau banii și de ce nu ajung? Pentru că anul ăsta pe secțiunea de buget de stat a Ministerului Transporturilor am avut 1 miliard lipsă. Am înțeles asta în februarie când s-a discutat bugetul de stat și am avut promisiunea fermă a premierului Câțu, Cătălin, lasă, e ok, la rectificare, pentru că i-am spus să-mi lipsesc acest miliard față de anul trecut, față de execuția lui 2020 și încă 1 miliard datorii făcute anul trecut. Pentru că, din păcate, anul trecut, în 2020, au fost pierderi mari din cauza pandemiei, iar gestiunea financiară a companiilor n-a fost una prudentă. S-au acordat creșteri de salarii, s-au acordat prime,
la Metrorex un 18% cu impact extraordinar pe, și toate cu impact pe bugetul anului 2021. Și premierul Câțu mi-a spus că la rectificare vom avea acei bani care nu sunt pentru mine, dar de fapt asta a fost un pic logica și a rectificării. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Bun, ce ziceți dumneavoastră este că de la început PNL-ul a venit cu ideea asta sau a uneltit cumva să nu iasă anumite proiecte sau să fie puse în umbră realizările miniștrilor USR Plus din acest guvern, mai ales de când a început bătălia internă din PNL. Acum întrebarea e ce s-a întâmplat de partea dumneavoastră, că din vehemența cu care în ultimele luni și înainte de plecarea dumneavoastră, dar și după, ați tot criticat l-ați criticat pe premier, rezultă că într-un fel v-a înșelat așteptările sau v-a păcălit în momentul formării acestui guvern. Adică pare că ați avut niște revelații despre Florin Câțu, care s-a prezentat în cu totul altă lumină, un premier diabolic care a uneltit împotriva celor de la USR Plus, i-a marginalizat și așa mai departe. Adică asta spune ceva totuși și despre perspicacitatea dumneavoastră politică în momentul în care ați făcut această alianță și ați intrat într-un guvern condus de acest premier, dacă așa stau lucrurile. Cum ziceți? Vă răspund și la întrebarea asta. Aș vrea să corectez că puneți unele prezumții și dacă le las nerăspunse... Ce anume? Ce e în neregulă? Că PNL a uneltit împotriva noastră. Eu nu spun asta. Sunt mulți oameni în PNL care ne înțelegem foarte bine și sunt și oameni care avem compatibilitate de viziune chiar maximă, aș spune. Nu le mai zic numele, că asta poate să mă dăuneze în cursa internă. Aici e într-adevăr vorba despre această, despre premierul Câțu și despre camarila sa în această luptă internă. Acum, că ne-a înșelat așteptările, până la urmă știți, e vorba de așteptările românilor. Eu m-am dus acolo nu pentru mine persoană fizică, m-am dus să fac treabă la un minister și dacă pierd enorm de multă energie în niște lucruri care s-ar putea rezolva în 5 minute și pe care premierul trage de timp sau le refuză pentru că e un ministru de la USR, da, asta e dăunător pentru România. Da, ne-am înșelat. Părea, cred că și pentru dumneavoastră, pentru oricine care l-a urmărit, părea un tânăr, mă rog, cu background profesional din ce știam, noi am studiat până la urmă CV-ul în detalii, cu altfel de viziune, dar s-a dovedit atât în partea de să spun, viziune politică, viziune de politici publice, perfect învechit, cum este această redistribuire de resurse, cumpăr oamenii cu bani și așa mai departe, cât și în partea, aș zice, personală de leadership. Când ești liderul unei echipe, trebuie să ai niște calități, trebuie să fii egal față de toți, să ai o anumită generozitate, să ai răbdare, să încerci să convingi prin alte metode decât prin amenințare. Stilul ăsta de mix atrap care amenință că îți trimit corpul de control, las că-ți fac eu dosare penale și așa mai departe. Și acum întrebarea se pune de partea dumneavoastră, a celor de la USR Plus, domnule Drulă, dacă aveți acele calități și capacitatea de a lucra totuși în politică și cu persoane mai puțin, care vă sunt mai puțin agreabile, pentru că în afară probabil de niște puri și duri din USR Plus care au zis da, foarte bine că l-ați călcat în picioare prin declarații și că ați plecat de la guvernare, probabil că e multă lume care se întreabă în momentul ăsta, bun, dar despre voi ce spune lucrul ăsta, că totuși n-ați avut abilitatea să mai rezistați și să negociați și să discutați și ați ieșit cu declarații foarte contundente împotriva premierului, după care ați părăsit și această guvernare și acum, după ce că era criză generată de congresul PNL care a pus toată țara pe pauză, mai avem o criză suplimentară generată de ieșirea de la guvernare. Mă puneți așa, adică o parte de eleganță mă face să mă rețin față de anumite măruntai ale acestei guvernări, dar eu vă spun atât că aceste 8 luni sunt proba maturității noastre, adică am trecut cu răbdarea de ori... Adică și mai puțin. Am trecut cu răbdare în felul cum am fost tratat și la comportamentul premierului Câțu, am trecut cu răbdarea de orice limită și mai ales Dan Barna, adică e un monument de răbdare și de tact în relațiile, inclusiv cele mărunte zilnice cu premierul, în care ne spunea lucruri că se vor întâmpla astăzi și nu se întâmplau nici după o lună și așa mai departe. Nu vreau să intru în bucătăria asta. Până la urmă, eu am o convingere în momentul de față că e un om care din poziția pe care o are și de care este depășit face rău României. Ori votul pe care l-am primit, responsabilitatea mă obligă să acționez ca atare. Nu există, adică trebuie să privim și la termenul scurt, și la termenul mediu și la cel lung. Cred că își dau foarte mult seama
și aș, iarăși, aș contrazice un pic afirmația noastră că în afară de câțiva membri de partid, mi s-a părut că România a văzut foarte bine în aceste săptămâni fața adevărată a lui Florin Câțu. Și de altfel, în fine, dacă vă uitați și în sondaje, în zona de favorabilitate, înțeleg că dumneavoastră e undeva în zona de 10%, e absolut dezastros pentru un premier. Alți premieri care au plecat cu favorabilitate mică, funcția în sine i-a urcat la 30-40%, cu oamenii au o simpatie și se uită cu autoritate, dar în momentul în care te decompensezi în felul ăsta pe televiziuni zilnic, ameninți și minți, oamenii văd asta. Ori în momentul de față e un imperativ care din păcate este blocat de o majoritate formată în Parlament conjunctural PNL-PSD de a-l demite, pentru că nu înțelege să-și dea demisia. În demersul ăsta, alianța cu AUR, ce probleme o să vă pună? Că și ăsta e un subiect pe care probabil, nu știu, acum că tot vorbeam. Cei mulți de care ziceați dumneavoastră că-s tot mulți, de la PNL și asta. Nu, de la USR Plus. Cei mulți care ziceți că ar fi favorizat ieșirea asta de la guvernare, nu puțini, cum am zis eu, ce părere au despre asocierea asta cu AUR, de pildă? Nu avem o alianță cu AUR, știți foarte bine, sunteți un am zis un o asociere. O asociere alianță, a fost o alianță în demersul de care vorbeam, totuși, nu? V-ați aliat, v-ați unit forțele. Nu vă deranjează, nu că iau propunerile din urmă și spun la fiecare, alianță nu, nici asociere nu. Acum știți foarte bine, parlamentarismul... Dar ce e atunci? Cum ați denumit eu? Noi am semnat o moțiune, ne mai trebuiau niște voturi în completare, care au venit de la parlamentarii acestei formațiuni. În parlamentarism de sute de ani și în țări care au mult mai multă experiență cu parlamentele decât noi, în funcție de moțiunea care e pe masă, o lege și așa mai departe, nu poți controla cine votează alături de tine. Asta este o asociere de tip fals. Poate să voteze un lucru cu care tu ești de acord sau împotriva unui lucru cu care nu ești de acord, oricine din Parlament. O surpriză totală că ei se asociază. Mă rog, bun. Nu, în fine. Am căutat semnături în completarea moțiunii noastre. Nu aveam, ne trebuie 115, dacă nu mă știu, avem 80 de parlamentari, ne mai trebuiau 30. Le-am luat de la parlamentarii de acolo. Le-am fi luat de la orice parlamentar care ne dădeau aceste semnături, dar cei de la PSD care pretind că sunt în opoziție au făcut o alianță Câțu-Ciolacu, care în aceste săptămâni a înțeles că e mai importantă președinția PNL decât să respecte Constituția. Bun. Domnule, dumneavoastră n-aveți cum să controlați ce se va întâmpla în sensul în care, mă rog, poate președintele convinge pe Câțu ca dacă iese lider al PNL să nu mai vrea să fie prim-ministru și se întâmplă altceva. Plecăm cu discuția, de fapt, de la ce pornisem, și anume reîmpărțirea portofoliilor. Pare că e foarte râvnit acest minister al transporturilor mai nou, dacă te iei după acele declarații de care vorbeam. Pare că a fost o negociere proastă în decembrie, în care ați primit fondurile europene și transporturile, și că n-ar trebui să se mai întâmple. Nu știu dacă și justiția e pe lista asta, dacă a creat atâtea probleme, Stelian Ion, pentru cei de la PNL. Să le luăm pe toate și dacă e cumva o agenție pentru... În ce măsură pentru... sunteți dispuși să discutați despre o eventuală reîmpărțire a portofoliilor? Nu mă refer la transporturi neapărat sau la fonduri europene. Dar văd că sunt o felul de mize de reîmpărțire. Pentru dumneavoastră sunt? Sau le vreți morți și tot pe astea? Noi credem că ce nu merge în această guvernare și în această coaliție, în primul rând, sunt și alte lucruri, dar lucruri care sunt exact din zona de care vorbeați mai devreme, de negociere, de așezare în acest dialog constant pe care îl presupune o coaliție. Ce nu merge este premierul Câțu. Deci, prin înlocuirea sa, putem reveni într-o formulă de guvernare care deja era funcțională. Acum, referitor la portofolii, ca să spulberăm un pic și acest mit. Două lucruri. Unu, cele 259 de zile și eventualele fire albe extra pe care le am. Eu nu văd responsabilitatea unui portofoliu ca un premiu. Într-adevăr, asta e viziunea clasică. Ai o bucată de cașcaval, de ciolan și așa mai departe. Nu vreau în niciun caz să-mi cioplesc aici la propria statuie, dar dacă te duci să faci treabă, e o responsabilitate imensă. Și cred că am făcut-o cu onoare și eu la Ministerul Transporturilor și colegii mei la celelalte ministere. Asta e una. A doua, PNL în acest guvern a primit niște portofolii extraordinar de importante în acea negociere. Dacă vorbim de interne, ministere cheie, de forță, apărare, și-au dorit Ministerul de Externe, de Finanțe și așa mai departe. Un guvern de coaliție înseamnă că responsabilitățile pe domenii sunt împărțite între parteneri, de fapt. Așa ar trebui văzute. Discuțiile astea cred că sunt mai degrabă pentru un public intern, căruia îi se prezintă paradisul pierdut, guvernarea din 2020, care era una PNL minoritară. Nu știu,
au luat doar 130 de parlamentari. Trebuie 230 ca să faci o majoritate singură. Adică o coaliție presupune că împarți aceste responsabilități și portofolii și doi, că deciziile se iau în consens. Asta e un lucru pe care, de exemplu, premierul Câțu nu l-a înțeles absolut deloc. Și am avut niște dialoguri chiar personale și am avut senzația că nu înțelege conceptul ăsta parlamentar, că îți trebuie majoritate în spate și că cei care sunt cu tine în guvern, ok, îți recunosc un primus inter pares, adică ești șeful guvernului într-un fel și poți avea o vorbă mai puternică, dar nu ne-am angajat. Eu n-am dat concurs pe post la Ministerul Transporturilor să fiu angajat la premierul Câțu, cum s-a comportat cu unii dintre miniștrii USR, denigrându-i public, calomnindu-i sau aruncându-le mici săgeți de amenințare. Asta nu e ok. Bun, ziceam că se desfășoară zilele astea un proces electoral și în interiorul USR Plus. Ne alegem președintele. Da, vă alegeți președintele. Cu cine votați? Cu Dacian Cioloș sau cu Dan Barna? Eu îl susțin pe Dan Barna. Cred că e de notorietate asta. Am lucrat cu amândoi și respect pe amândoi. Am avut copreședinții, ca în toate partidele fuzionate. Acum trebuie să mergem doar cu unul din cei doi ca președinte. Și convingerea mea este că în momentul de față cel mai bun este Dan Barna. Am construit alături de Dan Barna în ultimii 4-5 ani. Au fost momente și bune și dificile în care am fost alături. Eu am coordonat campaniile USR Plus, am fost șeful de campanie în 2019 la europarlamentare, la prezidențiale. Multe proiecte în partid. Iar în aceste 8 luni mi-a fost un sprijin, cum să zic, vă dau un exemplu. Ziua blocării metroului, l-am sunat dimineață, într-o oră a fost la minister și am făcut o celulă de criză împreună acolo, împreună cu Dan Barna, tot acea zi. Și e doar un exemplu. Eu îl susțin pe Dan Barna în cursa asta. Bun, acum de alegerile astea, de rezultatul lor, depinde și forma sau condițiile în care se va întoarce USR Plus la guvernare, dacă se va întoarce după congresul PNL sau oricând va fi un moment, presupunând că se schimbă premierul Câțu, că înțeleg că e intransigență maximă. Nu treceți de condiția asta. Da, nu treceți. Nu treceți, bun. Deci dacă se schimbă premierul Câțu și vă întoarceți în coaliție... Aici să știți că am avut două bucurii foarte mari în aceste săptămâni. Una, că am fost foarte uniți și nu există diferențe... Sau părea că tabăra Cioloș înclină mai mult spre varianta opoziției în care s-ar putea conserva formațiunea o vreme și câștiga mai mult la alegerile viitoare. Eu să știți că n-am simțit asta. Chiar n-am văzut clivajul ăsta tabăra Cioloș, tabăra Barna... Unii vor, alții nu vor, adică chiar a fost o unitate de acțiune și nimeni n-a încercat cum în partidele clasice. Acum îmi laud și eu cetatea, pentru că chiar am văzut niște lucruri absolut frumoase. Să lași pe celălalt la offside, e întotdeauna tentația, adică să joci la offside, fiecare să-și pună o poziție în care să se poziționeze mai bine în interiorul partidului. Nu am văzut asta și al doilea lucru, un lucru care m-a impresionat în acea zi a fost unitatea. Noi avem, cred că e de notorietate, un zgomot foarte mare intern, e o democrație de asta, nu e, toată lumea spune ce crede. A fost acoperit de ce s-a întâmplat în PNL, dar asta e altă discuție. Nu, ce vreau să spun este că a fost un vot unanim pentru această poziție, că nu mai continuăm cu Florin Câțu, ceea ce rar se întâmplă. Deci USR nu e un partid ăla în care nu îndrăznește nimeni să deschidă gura sau să voteze, măcar doi votează invers sau 10 sau 20 din convingerea lor. Și nu s-a agățat nimeni, asta ne-au spus și deci cei de la PNL și de la UDMR, nu plecați voi de la, cum văd ei, mă rog, pleacă câinele de la măcelărie, așa să ziceți, așa ceva. Asta să ziceți, bun. Și n-am simțit că sunt oameni care totuși au lăsat cariere, au venit ca pozițiile de prefect, de subprefect, de secretar de stat și alte zone ale administrației. Și care au construit niște lucruri acolo și totuși ai inima un pic grea să lași zona asta. N-am simțit deloc această... nu s-a agățat absolut nimeni de putere, pentru că de fapt suntem un partid care ne-am construit ca alternativă la acest sistem. De asta e și destul de multă ostilitate la adresa noastră, pentru că și știți că am trecut, anii trecuți eram, nu știu, care era acuzația, că suntem ai serviciilor? Nu suntem, sau au renunțat la asta. Că suntem nebuni, nu, și mie mi s-a spus. Sunteți capricioși, v-a zis și premierul, nu răsfățați ca un copil răsfățat. Adică undeva în zona de iraționalitate. Știți de ce este acuza asta de iraționalitate, că nu gândești limpede? Pentru că nu funcționăm pe aceeași logică. Că logica lor politică de 30 de ani este întâi voi, după aia noi, statul ocupăm pe tot și este văzut ca un,
de resurse. În momentul în care funcționezi autonom, cum funcționează toată societatea de afară, mediul privat, dumneavoastră aici în televiziune și așa mai departe, e un animal pe care nu-l știi și care pare periculos din logica politicianului vechi. Nu mai avem foarte mult timp, domnule deputat. Ce simțiți că e în aer în momentul ăsta? O renunțare până la urma lui Florin Câțu la a mai fi premier în funcție de rezultatul votului din PNL și o întoarcere a dumneavoastră? Sau din semnalele pe care le aveți se merge foarte tare pe ideea că s-ar putea să fie un guvern minoritar pe care îl vrea PNL-ul, doar să nu mai fie cu dumneavoastră în coaliție? Nu, mi-e foarte greu să-mi dau seama ce se întâmplă și chiar vreau să ne lăsăm aceste punți deschise. Deci ar fi hazardat din partea să spun că vor merge lucrurile într-o direcție sau alta. Ce cred eu și semnalele pe care le-am este că foarte mulți oameni de la vârful PNL înțeleg că au pus un pariu greșit cu Florin Câțu. E cumva complicat pentru dumneavoastră în momentul ăsta să rezolve situația. Dar își dau seama că e un pariu greșit atât pentru partidul dumnealor, unde nu vreau să mă bag, dar și pentru România. Și cred că caut activ soluții. Eu sper să aibă mintea bună, să gândească că putem construi lucruri împreună, să gândească aceste interimate la ministere ca pe niște interimate, nu ca pe un mic război de capturare a unui teritoriu. Lucrurile astea n-ar face decât să nască animozități suplimentare. Și să putem reface o coaliție care acum 8 luni credeam că e coaliția care poate să facă reformele în România. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Drulă. Ne întoarcem la actualitatea imediat. Rămâneți cu noi.